Mulțumesc frumos. Să știți că acest proiect, aproximativ la fel, a mai fost depus în 2020. A fost depus în 2019, pe 28 decembrie 2019 și a fost votat în 2020, pe 27 aprilie. Mai întâi a trecut tacit la Camera Deputaților și a fost adoptat pe vremea când era președinte al Camerei Deputaților, domnul Marcel Ciolacu. Evident, a fost un scandal nemai văzut. Același lucru se întâmplă acum, când domnul prim-ministru Marcel Ciolacu dispune ce să facă Parlamentul și cum să voteze. Nu vi se pare a fi un pic de trafic de influență? Pe sub același imperiu al acestei conduceri, apare din nou acest proiect de lege care încalcă Constituția României. Și vreau să vă arăt, pentru că îmi pare rău că nu sunt cei de la UDMR în sală. Eu le-am adus Constituția în limba maghiară, pentru că pe această Constituție ei au jurat. Au jurat și datorită acestei Constituții au ajuns să fie senatori și deputați. A fi senator și deputat nu îți dă dreptul să ataci statul de drept, ordinea sa și să atentezi la integritatea teritorială, pentru că autonomia culturală nu are legătură cu cultura. Ei au cele mai multe drepturi ale minorităților din lume. Suntem țara care a acordat cele mai multe drepturi minorităților. De aceea, domnilor de la UDMR, vă fac cadou această Constituție în limba maghiară, o să vă las acolo la scaunele dumneavoastră și vă întreb, dacă tot vreți atâta autonomie culturală, de ce nu sunteți prezenți aici? Dacă tot faceți atâtea aranjamente să schimbați Constituția României, să faceți lovituri de stat, nu credeți că ar trebui mai întâi să citiți Constituția asta care v-a dat dreptul să mai fiți în Parlamentul României? Nici măcar nu vă reprezentați efectiv cu demnitate și onoare pe cei care s-ar părea că vă votează, deși s-ar părea că mai mult e furt la vot decât voturi. Pentru că dacă stau să mă gândesc, etnia romă este mult mai numeroasă decât etnia maghiară. Mulțumim, doamnă. Și ar fi trebuit să avem probabil în locul acelor domni de la UDMR un partid al romilor, care sunt mult mai numeroși. Ce ar fi dacă, Doamne ferește, după aceste senator proiecte, două secunde conchid, ne trezim că etnia romă cere aceeași autonomie culturală și locală. De fapt, dacă o să citiți acele inițiative, este vorba de autoguvernare și de ruperea unor teritorii românești din corpul mamă. Vă dau această Constituție să învățați mai întâi drept constituțional și după aceea să îndrăzniți să mai vorbiți în România. Nu vă place în România? Plecați în Ungaria!